fratele Traian Dorz a fost un om deosebit în purtare, în vorbire și în viață. Un om care n-am mai întâlnit, cu un caracter deosebit, când spunea o vorbă rară și apăsată și se rămânea deodată în minte. Asta am văzut la frate Traian, un om deosebit. A fost omul care ai putut să te bazezi pe el, că ce spune din adevăr. Chiar dacă el a trecut la Domnul, nu mai pot uita. 100% a fost el pentru cauza Evangheliei. 100% pentru cauza Evangheliei. Parcă nu aș mai vedea, să zicem așa, un om care să fie atât de implicat în lucrul Domnului, tocmai de aceea au făcut și lucrări așa de mari. Ce ne-am fi făcut noi dacă oastea Domnului nu avea istoria scrisă? Părintele Iosif zice, m-am luptat să pun Biblia în mâna poporului și a rămas scris în istorie. Dacă nu era scris în istorie, eram în primejdie de oleacă. Asta e un lucru mare pe care l-a făcut fratele Traian, că a scris istoria așa cum a fost ea. Și acum noi când citim istoria, ne rămâne în minte ceea ce trebuie să rămână. Fratele Traian a fost un om statornic, un om care nu a văzut dușmani pe nimeni, numai păcatul. O căutat prin vorbirile lui să scoată în evidență tragedia păcatului în viața oamenilor și i-a îndemnat pe oameni să se întoarcă la Domnul. După ce m-am întors eu la Domnul, am auzit vorbindu-se despre Traian Dorz, dar era la închisoare atunci. Și când a venit de la închisoare, m-am dus să-l văd. Și când l-am văzut, am văzut pe fața lui că e un om al lui Dumnezeu. Nu ieși o vorbă din gură care să afle ceva cusur la vorbele lui. El da, i-a fost da și nu, o fost nu. A fost un om foarte, foarte corect în toate problemele.